Locuitorii raionului Glodeni contribuie la formarea bugetului public prin achitarea impozitelor, taxelor și au dreptul să cunoască de unde vin banii, cum se folosesc veniturile locale, care necesități sunt finanțate din bugetul public, dar și de cât de eficient și corect au fost cheltuite resursele acumulate. Mai multe informații referitor la faptul de unde vin și unde se duc banii publici în interviul realizat cu Mariana Roman, șefa Direcției Finanțe a raionului Glodeni. Bugetul reprezintă expresia financiară a programului de acțiune a administrației publice locale timp de un an. Bugetul depinde de faptul cum își onorează persoanele juridice și fizice din teritoriu obligațiunile. Cu toate acestea, puțini oameni înțeleg care este structura unui buget, care sunt sursele și cum se administrează el. El este format din parte de venituri, care la rândul său este format din impozite, taxe locale, mijloace speciale, fonduri, transferuri la bugetul de stat, și respectiv parte de cheltuieli care este distribuită pe grupe principale de funcții, cum ar fi sfera învățământului, sfera culturii, asistența socială, aparatul primăriilor, a președintelor raionului, investiții capitale și alte cheltuieli sociale care ar putea fi necesare populației raionului Glodeni. Referitor la formarea părții de venituri, din ce tipuri de impozite se formează? Este impozit pe venit din salariu, care sunt defalcările lunare a salariaților din toate sferele, și sistemul bugetar, și sfera antreprenoriatului, ca un tip de venit. Al doilea este impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar, care impozitul funciar este format din impozitul sau cota aparte a fiecărui teren care îl are și pe lângă casă, teren agricol și diferite tipuri, dacă este dat în arendă terenurile. Impozit pe bunuri imobiliare este format din impozitul pe apartamente, locuințele și alte bunuri imobile și ale persoanelor fizice și persoanelor juridice. Tot pentru formarea părții de venituri și cheltuieli se colaborează cu Inspectoratul Fiscal. Se iau acumulările de venituri pentru anii 2-3 ani consecutivi. Sunt luate în calcul datele statistice despre numărul de populație, despre numărul de copii în școli, grădinițe. Adică, în linii generale, cheltuielile se fac după necesitățile. Iarăși mă întorc. Sferii sociale, sferii culturale, care sunt aprobate de ordonatorii principali de credite, cum ar fi primarii, ordonatorii terțari, sunt directorii de școli, de grădinițe, de cămini culturale, biblioteci. În baza acestor planuri aprobate de venituri și cheltuieli se efectuează și încasările și respectiv cheltuielile după necesitățile în teritoriu. Doamna Lorina, cine dirigează în raionul Glodeni cu banii publici? Consiliul Raional Glodeni pentru bugetul raional. Pentru bugetele de nivelul 1, adică bugetele primăriilor Sătești și Orășănesc, sunt consiliile locale, care sunt formate din consilieri. Distribuirea o face ori președintele raionului cu aparatul său, ori, în cazul de față, contabilitatea și aparatul primarului, dacă e la primărie, aparatul Consiliului Local. La fiecare sfârșit de an, când se discută bugetul raional sau local, administrația publică locală de nivelul 1 sau 2 organizează audieri publice unde oricare cetățean are dreptul să-și exprime opiniile și obiecțiile și de asemenea să înainteze propuneri referitor la formarea și distribuirea banilor publici. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu, pentru știrile TV Prim.